Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și a despre ce se întâmplă cu Patrick de este atât de imprevizibil. Deși în sezonul trecut mi se părea că Patrick este destul de previzibil, totuși în acest început de sezon ne demonstrează că niciodată nu poți să știi la ce te poți aștepta de la el. Nu mai departe de acum două săptămâni, de 5.000 de lei ca să-l salveze pe Laurențiu, iar la doar două săptămâni distanță îl propune spre eliminare din postura de favorit. Voi ce înțelegeți din asta? Că mie mi-este greu să înțeleg, mai ales că deja la o săptămână după ce l-a salvat, adică în gala de acum o să săptămână, deja l-a amenințat cu propunerea spre eliminare. Ce se poate schimba atât de mult în doar o săptămână, astfel încât să treci de la da practic 5.000 de lei în a-l propune spre eliminare? Adică discrepanța este prea mare. Să fi vrut ca atunci când l-a salvat să dea bine la public, posibil, deși eu cred că l-a salvat ca să nu dea rău, pentru că și-ar fi luat cu siguranță ceva hate dacă ar fi făcut asta. Cumva să fi simțit pericolul ce poate veni din partea lui Laurențiu pe partea voturilor la cecul săptămânii, deoarece în acest moment cred că Laurențiu a crescut destul de mult, poate a văzut și comentariile din online în care este susținut Laurentiu și atunci este mai bine să facă acum această mișcare decât mai târziu când se poate trezi că nu va mai avea această șansă. Nu mai spui de promisiunea făcută săptămâna trecută Biancai că nu o va mai propune spre eliminare, iar Rada a nominalizat-o, chiar dacă aici să spunem că are scuza că a fost la votul general și nu la cel din partea favoritului. Dar până la urmă tot o nominalizare este. Dar dacă a trecut atât de ușor la Laurentiu, cu siguranță de săptămâna viitoare nu ar mai avea această opreliște pentru că va spune faptul că promisiunea lui se referea doar la prima săptămână după nominalizare. Cam atât momentan, până data viitoare vă doresc o săptămână minunată!